Salut, prieteni! Ascultați lectura cărții Maranata, Domnul vine. 13 aprilie. În parteneriat cu Hristos. Text biblic. Eu sunt Vița, spune Domnul Isus. Voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine? și în cine rămân eu, aduce mult rod, căci fără mine nu puteți face nimic. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 5 Sfârșitul este aproape, spune serva Domnului. Dumnezeu cheamă biserica să pună în ordine lucrurile care au mai rămas. Colaboratorii lui Dumnezeu, sunteți împuterniciți de Domnul să-i luați și pe alții cu voi în împărăția eternă. Voi trebuie să fiți instrumente vii ale lui Dumnezeu canale de lumină pentru lume și de jur împrejurul vostru sunt ungeri cerești, având însărcinarea de la Hristos să vă susțină, să vă întărească și să vă sprijine în lucrarea pentru salvarea de suflete. Stați despărțiți și deosebiți de lume, trăind în lume, dar fără a face parte din ea, reflectând razele strălucitoare ale soarelui dreptății, Iisus Hristos, fiind curați, sfinți și fără pată. Ducând în credință Lumina la toate drumurile și cărările Pământului. Comunitățile să se trezească înainte de a nu fi veșnic prea târziu. Fiecare membru să îndeplinească în mod personal lucrarea lui și să apere numele Domnului căruia îi poartă numele. Credința adevărată și Evlavia zeloasă să ia locul nepăsării și necredinței. Atunci când Credința se prinde de Hristos, Adevărul va aduce încântare sufletului, iar serviciile religioase nu vor fi monotone și neinteresante. În fiecare zi veți avea o experiență bogată, practicând creștinismul pe care îl mărturisiți. O, dacă s-ar ridica toți și ar demonstra lumii că au o credință vie, că înaintea omenirii stau lucruri de o însemnătate vitală și că Isus va veni în curând. Să vadă oamenii că noi credem că suntem la hotarele lumii veșnice zidirea împărăției lui Dumnezeu este întârziată sau grăbită conform cu necredincioșia sau fidelitatea instrumentelor omenești. Lucrarea este împiedicată din cauza că oamenii nu cooperează cu divinitatea. Oamenii se pot ruga. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Dar dacă ei nu acționează după cum se roagă, cererile lor vor rămâne fără răspuns. Cu toate că puteți fi slabi, greșiți și păcătoși, Domnul vă oferă parteneriatul cu El. El vă invită să acceptați instrucțiunile divine. Unindu-vă cu Hristos, puteți face lucrările lui Dumnezeu. Fără mine, spune Domnul Isus, nu puteți face nimic. Aici se termină meditația pentru astăzi. Domnul să te binecuvânteze. Amin.